Bună ziua, stimați reprezentanți mass media. Vreau să vă informez că astăzi au avut loc în cadrul Comisiei Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică audieri cu privire la capacitatea instituțiilor statului de a face față noilor provocări referitor la mobilizarea militară din regiune și cu privire la capacitatea statului și instituțiilor de a asigura independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova. Au fost invitate la aceste audieri conducătorii Serviciului de Informații și Securitate, Ministrul Apărării, conducerea Ministerului Afacerilor Interne și Biroul de Reintegrare a Republicii Moldova. Este un subiect sensibil, un subiect care ar trebui să fie în permanență pe agenda noastră, pe orice platformă. Regretăm faptul că acest subiect nu a fost discutat și nu a fost în atenția altor instituții. Și mă refer aici la faptul că un subiect atât de sensibil nu a fost discutat niciodată în cadrul Consiliului Suprem de Securitate și nu avem informații că președintele țării și comandantul suprem al Forțelor Armate să aibă acest subiect în atenția sa maximă. De ce am decis ca acest subiect să-l discutăm pe platformă parlamentară și în pofida faptului că nu vă pot da multe detalii, au fost mai multe informații deci cu caracter închis, dar totuși cred că unele informații care deja în mare parte sunt publice ar trebui să le cunoașteți. În primul rând, autoritățile au raportat că instituțiile statului sunt capabile să facă față provocărilor la zi, țin la control situația și întreprind măsuri pentru a ridica capacitățile și de apărare a țării, capacitățile de informare și de deci control a proceselor, atât ce ține de frontiera de stat, ce ține de zona de securitate cu regiunea transnistreană. De asemenea, autoritățile statului au informat Comisia că la ziua de astăzi, din informațiile care sunt, nu există încă premize că ar putea fi declanșat un conflict militar în zonă, în special care ar putea să ne afecteze direct pe noi, Republica Moldova. Totodată, aceleași instituții au confirmat, de fapt, informațiile care, în mare parte, deja sunt publice și sunt cunoscute despre o mobilizare militară, aș spune, o mobilizare militară chiar fără precedent în ultimii ani, pe tot segmentul frontierii ucrainene și a Federației Rusie. Deci sunt mobilizate forțe militare și de o parte și de alta, practic pe tot segmentul frontierii, începând cu Belarus, Federația Rusă, Marea Neagră, Crimea. De asemenea, această informație oricum este îngrijorătoare pentru noi. Deja s-au sesizat și multe structuri internaționale și noi sperăm foarte mult ca să nu existe niciun conflict între aceste două țări. Iar pentru noi este important deoarece știm cu toții în regiunea transnistreană avem un contingent militar, grupă operativă a Forțelor Armate a Federației Rusie. Și există un risc foarte mare ca în cazul în care, nu dă Doamne, avem un conflict militar între Ucraina și Federația Rusie să nu fie implicate și forțele rusești din regiunea transnistreană. Ori regiunea transnistreană de iure este teritoriul Republicii Moldova.
Și atunci sperăm foarte mult să nu fie implicată Republica Moldova în aceste acțiuni militare. De asemenea, sunt informații practic publice, s-au confirmat faptul că deja de mai mulți ani, cu regularitate în regiunea transnistreană, au loc aplicații militare. De asemenea, să știți că chiar am întrebat dacă, nu de Doamne, există anumite provocări sau anumite, indiferent de ce parte, atunci, în timp de 72 de ore, în regiunea transnistreană, acel teritoriu este capabil să-și mobilizeze armata, inclusiv rezerviști, în termen de 72 de ore. Nu întâmplător vorbim despre aceste evenimente, aceste acțiuni din zonă, deoarece astăzi Republica Moldova se confruntă cu mai multe provocări. Provocări foarte, foarte majore. Provocarea de bază și problema de bază, evident, este criza pandemică și depunerea eforturilor maxime pentru a salva sănătatea și viețile cetățenilor noștri de a depăși această criză pandemică. La moment, cred că este prioritatea numărul 1 pentru toți și depunem eforturi maxime. Iar după mine și după informațiile obținute astăzi cu tot ce se întâmplă în regiune, cu mobilizarea militară, cu riscurile de declanșare a unui conflict armat, cred că prioritatea numărul 2 după pandemie este asigurarea suveranității, independenței și integrității teritoriale a Republicii Moldova și neadmiterea implicării Republicii Moldova direct sau indirect în orice acțiuni militare. Republica Moldova este un stat neutru și trebuie să-și păstreze neutralitatea indiferent de circumstanțe. Dar dat fiind situația pe care o avem, regiunea transnistreană, contingent militar străin în regiunea transnistreană, cu privire la mobilizarea militară masivă în sud, la Marea Neagră, în regiunea Odessa, să știți că ar trebui să luăm la control maxim acest subiect și am solicitat tuturor autorităților să ne informeze cu regularitate despre tot ce se întâmplă și ce ar putea face Parlamentul ca și control parlamentar în acest sens. Totodată am vrea să venim cu un apel către președintele țării și comandantul suprem al forțelor armate, doamna Maia Sandu, deoarece anume președintele țării ca și comandant suprem are atribuții directe nemijlocite și competență constituțională și obligații de a asigura suveranitatea, independența și integritatea țării a Republicii Moldova. Anume, asta este funcția de bază a președintelui țării. Și regretăm faptul că acest subiect nu a fost discutat la Consiliul Suprem de Securitate, nu avem nicio informație cu privire la acțiunile Comandantului Suprem al Forțelor Armate, cu privire la verificarea capacităților de apărare a statului. În schimb, vedem o luptă politică și o acțiuni de promovare a imaginii, întâlniri diplomatice, discuții de tot felul, deplasări, care nu este clar care este până la urmă eficiența acestora. De ce noi înțelegem atunci când nu poți sta bine pe pământ când ești cu capul în nori, dar totuși în situația în care avem cel puțin teoretic pericole de instabilizare a situației pe plan regional care ar putea afecta și Republica Moldova, toate forțele politice ar trebui să fie consolidate și să depunem efort maxim pentru a ne uni și a nu admite careva riscuri. În acest sens, eu vin ca și membru din oficiu a Consiliului Suprem de Securitate, dar nu mai pretind și chiar vă rog mai mult să nu mă mai invitați la acest Consiliu. Am înțeles că prezența mea este foarte deranjantă, dar totuși insistăm ca subiectul ce ține de securitatea statului, ce ține de capacitățile de apărare a statului, de pregătire și menținere
și protejării independenței și integrității teritoriale să fie discutat la Consiliul Suprem de Securitate, chiar dacă acest Consiliu a devenit deja un Consiliu de Partid, oricum. Insistăm ca acest subiect să fie în permanență pe agenda Consiliului Suprem de Securitate și noi insistăm pe lângă șeful statului și Comandantul Suprem al Forțelor Armate să aibă acest subiect în vizor 24 din 24, să nu se rușineze și să viziteze deci, toate deci, contingentele noastre și să verifice logistica și toate capacitățile militare de apărare a statului, deoarece asta este atribuția de bază. Și dacă este necesar o susținere sau un suport legislativ sau de alt gen din partea Parlamentului, atunci noi cu siguranță vom fi foarte deschiși, deoarece tot ce ține de viața cetățenilor, tot ce ține de asigurarea păcii pe teritoriul Republicii Moldova, este pentru noi o prioritate și aici toate disputele politice vor fi lăsate absolut la o parte. În concluzie, aș vrea să reiterez faptul că riscuri iminente la independența, integritatea teritorială a țării pe moment nu există, dar situația din regiune este extrem de periculoasă și sensibilă. Ar putea escalada în orice moment și ar putea să fim afectați. De ce acest subiect noi în Parlament îl vom avea în prim plan în permanență, insistăm de la șeful statului să se activizeze și să aibă prioritate acest subiect, deoarece dacă nu va fi pace pe acest pământ binecuvântat, atunci nu mai contează absolut nimic, nici luptele politice, nici alegerile, nimic. De ce eu cu această ocazie, încă o dată, aș vrea să mulțumesc acelor instituții care își fac datorie, indiferent de disputele politice, tuturor cetățenilor să aibă încredere în instituțiile statului care își fac pe bună dreptate datorie și sănătate, iar noi vom depune efort maxim ca să controlăm acest proces, să avem un dialog constructiv și să ajutăm ca să menținem și să asigurăm pentru mulți ani și multe decenii înainte independența, neutralitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova. Vă mulțumesc mult și vă doresc o zi bună!